Teama provocată de pandemia de COVID-19 a născut în ultimile zile o nouă vedetă, ivermectina. Descoperit în anii 70, medicamentul este în esență un antiparazit folosit cu succes la vindecarea unor boli parazitare grave, dar și pentru tratamentul păduchilor. Rezultatele pozitive înregistrate au dus în cele din urmă la acordarea în 2015 a Premiului Nobel pentru Medicină celor care au descoperit și dezvoltat ivermectina. În anul 2020, odată cu apariția pandemiei de coronavirus, ivermectina și-a câștigat în scurt timp un glorios loc în topul nenumăratelor tratamente anti-COVID, mai mult sau mai puțin controversate. Spre sfârșitul lunii ianuarie, o furtună globală mediatică răsărită aparent de nicăieri a provocat o undă de șoc care a atins inclusiv țara noastră. Peste noapte, românii au luat brusc cu asalt farmaciile și au început să golească rafturile de ivermectină. Stocurile s-au golit rapid, inclusiv cele din farmaciile veterinare. Ivermectina fiind folosită printre altele și pentru tratarea paraziților câinilor sau pisicilor, în ciuda avertismentelor medicilor veterinari care au spus că în această formă medicamentul e periculos pentru oameni. Diverse studii, rapoarte și știri despre posibila folosire a acestui medicament în tratamentul împotriva SARS-CoV-2 au apărut episodic pe tot parcursul anului 2020. Conform unui studiu publicat de Biblioteca Națională de Medicină a Statelor Unite, cea mai mare bibliotecă medicală din Statele Unite, povestea ivermectinei începe la mijlocul anilor 70, când în urma cercetărilor unui japonez, Satoshi și Omura și ale unui american, William C. Campbell, s-a constatat că acest medicament este foarte eficient în tratarea mai multor paraziți atât la oameni cât și la animale. În urma acestor cercetări, după 10 de ani de succes înregistrate în tratarea cu ivermectina unor boli grave, cei doi oameni de știință au primit pe 5 octombrie 2015 Premiul Nobel pentru Medicină. Doar în 2014, 139 de milioane de persoane au putut fi tratate cu ivermectină în cadrul programului OMS de eradicare a orbirii de râu în 18 țări subsahariene, iar 109 milioane de oameni au fost tratați cu acest medicament în întreaga lume. Pe 4 aprilie 2020 a apărut în presa din Australia un prim raport al unui studiu realizat în această țară, conform căruia ivermectina ar stopa dezvoltarea coronavirusului. Testele au fost realizate in vitro, adică nu s-au realizat pe animale și cu atât mai puțin pe oameni. Autoritățile au avertizat că e doar un prim experiment și că oamenii nu trebuie să apeleze la automedicație. Concomitent, Administrația pentru Medicamente și Alimente din Statele Unite, FDA, a publicat un raport detaliat al studiului în care a precizat că medicamentul e deja aprobat în Statele Unite, dar nu pentru tratamentul anticovid, și a precizat că e nevoie de investigații suplimentare referitoare la posibilele beneficii asupra oamenilor. În luna octombrie, când restul lumii aștepta cu speranța apariția unui vaccin eficient împotriva SARS-CoV-2, în America de Sud și America Latină exista deja o isterie în masă în ceea ce privește ivermectina. Conform revistei Nature, încă din luna mai, direcțiile de sănătate publică din Bolivia administraseră deja 350.000 de doze populației. În aceeași perioadă, poliția peruviană a confiscat 20.000 de sticle de ivermectină pentru uz animal, comercializate pe piața neagră. La sfârșitul lunii noiembrie 2020 a apărut un studiu efectuat în Bangladesh pe 72 de persoane bolnave de COVID. Rezultatele cercetării au arătat că 77% dintre pacienții care au luat ivermectină timp de 5 zile s-au vindecat în mai puțin de 2 săptămâni. Printre susținătorii tratamentului cu acest medicament minune se află și actualul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro. Acesta susține că rata mică a mortalității provocată de COVID-19 în Africa se datorează tratamentului cu ivermectină administrat pentru bolile parazitare. Declarațiile pro-ivermectină ale lui Bolsonaro vin într-un context dificil pentru brazilieni. Cercetătorii din Brazilia au venit recent cu vești îngrijorătoare după ce au publicat noile informații legate de vaccinul dezvoltat de Sinovac din China. Potrivit ultimelor studii, eficacitatea serului chinezesc este de doar 50,4%. Rezultatele sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât vaccinul chinezesc este unul dintre cele două pe care guvernul din Brazilia se bazează pentru a începe imunizarea la nivelul întregii țări.